Am pus această imagine aici pentru că viața noastră e ca o scară. Ne uităm înainte la cei pe care îi considerăm modelele noastre și cu nădejde la cei care vin după noi, cu nădejde că vom lăsa o moștenire valoroasă pentru ei. Și aș vrea să ne întrebăm fiecare dintre noi, cine sunt oamenii pe care îi consideri modelele tale? Pentru ce anume îi apreciezi? Ai avut ocazia să-i observi de aproape, de exemplu să fii în casa lor, să vezi cum se confruntă cu provocările și cu dușmanii pe care toți îi înfruntăm, păcatul și ispita, relațiile de familie, relațiile conflictuale, frica de oameni. Cum răspund ei fricii de moarte? Ce fac cu îngrijorările lor? Dar cu biruințele și cu eșecurile lor? Îi admiri pe oamenii pe care îi numești modelele tale și pentru viața lor de credință? Ți-ai dori să te rogi ca și ei? Autorul epistolei către evrei ne îndeamnă să alegem ca modele oameni care și-au sfârșit alergarea, viața de credință, ca ucenici a lui Iisus. Aduceți-vă aminte de conducătorii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu atenție la sfârșitul felului lor de viață și urmați-le credința. Iisus Hristos este același, ieri, astăzi și în veci. Dacă am coborât pe scările mai de jos, care-i moștenirea pe care ai vrea să o lași în urma ta? Toți suntem trecători, indiferent câte trepte trebuie să urcăm în această viață. În ce mod ți-ai dori să poți spune la sfârșitul vieții că i-ai influențat pe cei din jurul tău? Dacă ne declarăm creștini, o astfel de întrebare ne provoacă să ne întrebăm în ce mod îl urmăm pe Iisus? În ce mod ne-am însușit misiunea pe care El ne-a încredințat-o? Pentru că cea mai mare moștenire pe care o putem lăsa în urma noastră e să ajutăm pe cineva să devină ucenic al lui Iisus sau să crească în ascultarea și în cunoașterea lui Iisus. În această dimineață vom sta lângă Psalmul 18. Este autobiografia lui David. El își spune viața în versuri, o pune într-un cântec. Și el vorbește din perspectiva omului care a avut privilegiul să-L slujească pe Dumnezeu din postura de rege al poporului său. Rege al poporului său. Și am putea citi această rugăciune întrebându-ne, de exemplu, alături de Philip Ibsen. El spune, ce anume ne poate face să strigăm de bucurie? Ce anume? Când ajungem la pensie și părăsim activitatea care ne ocupa cea mai mare parte a vieților noastre, oare vom avea motive să izbucnim într-o cântare care să-L înalțe pe Dumnezeul viu și adevărat? Vom avea motive? Antetul psalmului menționează că David i-a dedicat Domnului cuvintele acestei cântări în ziua când Domnul l-a scăpat de toți dușmanii lui și de Saul. Și în esență este un cântec de recunoștință, de mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Îl celebrează pe Dumnezeu. Deși un psalm lung poate fi rezumat într-o propoziție foarte scurtă. Dumnezeu este demn de laudă. Dumnezeu este singurul demn de laudă. Singurul demn de laudă. La sfârșitul vieții, David ar fi putut să se laude cu o mulțime de lucruri. Ar fi putut să vorbească despre suprafața regatului său. Numărul de locuitori din regat, pentru că tocmai făcuse o numărătoare. Luptele câștigate, capacitatea armatei sale, proprietățile deținute, toate locurile în care a fost, nu numai vara aia, ci pe parcursul întregii vieți. Ar fi putut să vorbească despre experiența lui, despre abilitățile lui, despre competențele lui. Toate acele lucruri care se pun în CV-uri și fac CV-urile să arate frumos în ochii oamenilor. Dar nu avem nevoie de așa ceva. Decât dacă suntem curioși. În schimb, avem nevoie de Dumnezeul lui David, de acea cunoaștere reală a lui Dumnezeu care răzbate din psalmul lui. În ce mod? Intenționat, cu bucurie, David se așează la umbra lui Dumnezeu și de acolo îl privește mulțumitor pe Dumnezeu pentru tot ce a făcut
pe parcursul întregii lui vieți. Și lucrul uimitor pe care l-am văzut în fiecare psalm e că David a reușit să ne ducă dincolo de el însuși, dincolo de momentul în care era, dincolo de bucuria sau de problema pe care o avea, la Dumnezeul pe care îl avea. Și în acest psalm, el duce acest chip al lui Dumnezeu pe care l-a învățat, pe care l-a descoperit, pe care l-a lăsat înscris și pentru noi. Duce acest chip al lui Dumnezeu la apogeu. În ce fel? Dacă răsfoim psalmul și cărțile istorice, încercăm să plasăm psalmul acolo unde a fost scris, vom vedea că a fost în partea de final a vieții lui David. În cartea Samuel este în 2 Samuel 22, este o variantă aproape identică acestui psalm. Și captivant să descoperim următorul lucru. Un bărbat de succes, un bărbat puternic, ajuns la sfârșitul vieții, își deschide inima, își evaluează viața și ne spune ce a trăit. Ne ajută să înțelegem că fiecare pas pe care el l-a făcut în viață a fost modelat de umblarea pe căile Domnului. A fost modelat de pocăință. Atunci când a călcat alături, când a păcătuit, când a fost mustrat, a avut curajul să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu. Și El ne ajută să vedem cum Dumnezeu a fost alături de El în fiecare moment al vieții. Dar nu pentru că a fost desăvârșit, nu pentru că a meritat, nu, dimpotrivă, ci pentru că și-a însușit promisiunile lui Dumnezeu, le-a păstrat în inima lui și când s-a înstrăinat de ele, a revenit aproape de Dumnezeu. Și în permanență, neprihănirea cu care El se laude, cea pe care Dumnezeu i-o împrumută. Nu realizările lui, ceea ce Dumnezeu i-a dat prin harul său, l-a îmbrăcat în neprihănirea lui. Și primul lucru pe care David îl afirmă în primele 3 versete e: Te iubesc, Doamne, puterea mea. Și dacă o să recitiți introducerea, primele 3 versete sunt o izbucnire de laudă la adresa lui Dumnezeu. Nu știu cu ce inimă ați venit astăzi, la ce vă este gândul acum. Nu știu cum am putea face ca fiecare dintre noi să vină cu inima pregătită să laude. Așa cum e David, de-abia aștepta să laude pe Dumnezeu. Bucuros să se roage, bucuros să se închine înaintea lui Dumnezeu, să-i cânte. Dar, într-o rugăciune anterioară, el ne oferă câteva indicii despre lucrurile care l-au ajutat să-L laude pe Dumnezeu. Este vorba de Psalmul 57. Și în Psalmul 57 descoperim că el și-a, în primul rând, și-a educat inima să laude pe Dumnezeu. Inima mea este pregătită, Dumnezeule. Inima mea este pregătită. Voi cânta și te voi lăuda. Trezește-te, suflete al meu. Treziți-vă, harfă și liră. Voi trezi zorii. El vorbește, în primul rând, despre o inimă care este pregătită. Inima lui, care este pregătită să laude pe Dumnezeu. Și-a educat inima să laude pe Dumnezeu, în sensul că în toate evenimentele vieții, nu doar în cele bune, în cele rele, dificile, în cele mai neașteptate locuri și în cele mai ciudate momente, David și-a educat inima să-L găsească, să-L descopere pe Dumnezeu în acel loc. Abia apoi vorbește cu ceilalți. Abia apoi menționează el instrumentele care vin pe scenă și oamenii care îi se alătură în laudă. Gândiți-vă doar la cei 13 psalmi cu context istoric dat pe care noi am parcurs în această vară. David a ajuns rege peste Israel peste Iuda când avea 30 de ani. Asta înseamnă că primii 7 psalmi cu context istoric i-a scris înainte să fie rege, când fugea de Saul, când era un fugar. A scris un psalm în perioada de început a domniei lui, psalmul 60. 4 psalmi i-a legat de păcatul cu Batșeba, de consecințele acelui păcat. Și la urmă, la sfârșit, vine psalmul 18, ca o încununare a unui obicei de viață. Început din tinerețea lui, prin anii 20 ai vieții lui. Era doar un tânăr. Descoperea cărarea rugăciunii, dar a rămas pe ea, a străbătut-o pe parcursul întregii vieți, a devenit o cărare cunoscută, un drum tot mai larg pe care Dumnezeu l-a deschis
tot mai larg înaintea Lui. Și această rugăciune, Psalmul 18, este încununarea unui obicei de o viață. Un obicei căruia el a fost credincios și a dedicat inima și mintea să se roage lui Dumnezeu, să-L caute, să-L descopere pe Dumnezeu. Acum el a scris o grămadă de psalmi. Mulți psalmi îi sunt atribuiți lui David din Scriptură. Nu toți suntem poeți, nu suntem compozitori, nu putem face același lucru ca și el. Dar oricare dintre noi poate ține o listă de rugăciune. Oricare dintre noi poate ține un jurnal de rugăciune. Oricare dintre noi își poate nota lucrurile pe care le înțelege despre Dumnezeu din Scriptură. De ce? Ca să devină pietre de aducere a minte în viața noastră, în inima noastră, în mintea noastră. Și pe măsură ce trecem prin viață, să avem lucruri la care să ne întoarcem. Dumnezeu le-a făcut pentru noi. Acolo și atunci l-am întâlnit pe Dumnezeu. Și nu voi uita ce a făcut El pentru mine. Și ăsta e al doilea lucru pe care îl face David. În primul rând, și-a educat inima să-L laude pe Dumnezeu în orice loc, în orice împrejurare era. Dar în al doilea rând, el a ținut minte. El a ținut minte și a spus și altora ce a făcut Dumnezeu pentru el. Cine a fost, cine este Dumnezeul lui. Surpriza pe care o avem atunci când citim cu atenție autobiografia lui David, Psalmul 18, este că regele devine personajul principal. Cu bucurie devine personajul principal al propriei vieți. Se dă deoparte și lasă pe Dumnezeu să fie pe locul întâi. Și această coborâre de pe podium, de pe locul întâi, e surprinzătoare. De ce? Pentru că orice inimă atinsă de păcat aleargă după slavă, după propria slavă. Și doar o inimă care e îndrăgostită de Dumnezeu, cu bucurie coboară din centrul propriei vieți și cedează acel loc cu drag lui Dumnezeu. În primele trei versete descoperim 7 apelative pe care David le folosește la adresa lui Dumnezeu. Pe 2 dintre ele le repetă. Este cea mai densă descriere a lui Dumnezeu din Cartea Psalmilor, la care el ajunge la sfârșitul vieții. Citim psalmul și nu avem nicio îndoială cine a cucerit inima lui David. Pentru că gura vorbește din belșugul inimii. Și inima lui era plină de Dumnezeul pe care îl iubea, care i-a cucerit inima. Și aș vrea să privim mai atent la chipul lui Dumnezeu din introducerea psalmului, doar din primele versete. Te iubesc, Doamne, puterea mea, puterea mea. Puneți-vă în locul lui David. Ajuns la sfârșitul vieții, stăpânea peste Israel, era cel mai întins teritoriu pe care Israel a avut până în acel moment. Se uita dincolo de granițele țării și spune el, toți dușmanii mei îmi sunt supuși. Vecinii care nu erau supuși se bucurau să fie în alianță cu Israel, să se numească aliații lui David. Cu toate astea, el declară din start, Domnul este puterea mea. Și repetă, Domnul este puterea mea. În 2 Samuel 8 sunt prezentate lista victorilor lui David, alianțelor militare pe care el le-a făcut. Și din loc în loc, naratorul se oprește ca să facă o observație. Domnul îi dădea victorie lui David, oriunde mergea. În cuvintele psalmului, Domnul este puterea mea. David a înțeles asta încă de la începutul vieții, încă de la începutul domniei lui. David a înțeles că Domnul l-a desemnat rege peste Israel și a consolidat domnia. De ce? De dragul poporului său, Israel. Și acum întrebați-vă, să ne întrebăm, cum ar fi să ai în CV-ul tău o diplomă și o realizare în plus față de toți colegii tăi? Să mergi la cei mai influenți oameni din țară și să descoperi că ai o casă, o curte cu câțiva metri, cel puțin câțiva metri în plus, mai mare decât a lor. Te duci în parcare, te duci pe stradă, toate mașinile sunt mai slabe decât a ta. Motorul tău e mai puternic decât tot ce întâlnești. Hainele, veniturile tale sunt cu o clasă peste toți cei din jurul tău. Cum te-ai simți? Cum te-ai prezenta oamenilor care încă n-au aflat cine ești?
Iată cum se prezintă David pe una din ultimele lui partituri. Slujitorul Domnului, robul Domnului, la sfârșitul vieții, după toate lucrurile pe care le-a învățat și le-a făcut. Spre subire de David, un alt împărat, mai mare în ochii oamenilor, pata verde pe care o vedeți pe ecran, este Imperiul Babilonian. Ce-am hașurat cu roșu este aproximarea regatului lui David, o pată în ceea ce însemna Imperiul Babilonian, mult, mult mai mic. Dar Nebucanețar, împăratul Babilonului, de fapt era mai mic, mai sărac decât David. Atunci când el se uită la sine, atunci când se uită la ce a realizat, el rostește următoarele cuvinte. Oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care l-am construit eu, ca reședință împărătească, prin măreția puterii mele și pentru gloria maestății mele? Și asta e diferența dintre David, slujitorul Domnului, și eu, spre măreția mea, spre puterea mea, spre lauda mea. E diferența dintre smerenie și mândrie, dintre robul Domnului și stăpânul propriei vieți. Aceasta e diferența dintre omul care spune eu sunt puternic și omul care spune Domnul este puterea mea. Cel care spune Domnul este puterea mea recunoaște în mod implicit eu sunt slab. Eu am nevoie de Domnul. Dar cei puternici sau care se consideră puternici se admiră singuri în oglindă, se uită la pozele trucate ale propriei vieți. Domnul, spune David, este stânca mea. Locul pe care mă așez, locul pe care îmi așez viața. Și sunt anumite lucruri care ne arată clar pe ce ne-am zidit viața. Se vorba de crizele prin care trecem. Crizele prin care trecem pe parcursul vieții ne aduc aminte că nu suntem stăpâni nici pe cele mai importante domenii din viața noastră. Mai devreme sau mai târziu, fiecare din noi o să treacă prin lucruri care să ne zguduie, care să facă să tremurăm. Și o să avem nevoie de ceva stabil pe care să ne așezăm viața. De o stâncă. Avem nevoie de o stâncă. Ce descoperim atunci când tremurăm? În crizele vieții noastre. Ce văd cei din jurul nostru, ce descoperă ei despre inima noastră? Care e stânca pe care ne-am zidit viața? Care e stânca pe care ne-am zidit viața? Fie spunem ca și David, Doamne, Tu ești stânca mea. Fie ne încredem în noi înșine, în relațiile noastre, în banii noștri, în orice altceva și ne obișnuim să gândim așa. Dar când vine o criză peste noi, descoperim că stânca sau temelia pe care ne-am zidit viața este o creație umană care e șubredă, care e de nisip. Stânca vieții noastre este obiectul sau persoana la care apelăm pentru siguranță. Când tremurăm, când mergem unde mergem cu fricile noastre, cu problemele noastre. Refugiul unde mergem să ne odihnim, să ne tragem sufletul. Dumnezeu este stânca celor dispuși să-și plângă temerile, fricile înaintea Lui. Dar este ceva mai mult, spune David. Domnul e fortăreața mea, adică locul în care alerg. Și Apostolul Pavel vorbește din aceeași perspectivă despre viața de credință și în mod specific despre rugăciune. El scrie Filipenilor și acolo era o garnizoană romană în acea perioadă, în Filipii. Dar el mută lucrurile pe planul spiritual și le spune în felul următor. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru, prin mijlocire și rugăciune, cu mulțumire, faceți cunoscute cererile voastre înaintea lui Dumnezeu, iar pacea lui Dumnezeu care depășește orice înțelegere vă va păzi, va fi garnizoana, fortăreața din jurul inimilor și gândurilor voastre în Iisus Hristos. Iisus Hristos este fortăreața, este garnizoana în care putem duce și suntem invitați să ducem fiecare din gând, fiecare gând, fiecare îngrijorare din inima noastră. Iisus Hristos este fortăreața care rămâne în picioare în orice moment al vieții noastre. Oriunde am fi noi, El rămâne în picioare, rămâne un loc de scăpare. Rămâne în picioare în fața morții. Rămâne în picioare în fața judecății lui Dumnezeu. Rămâne în picioare pentru toată veșnicia. Trebuie doar să avem curajul să trecem dincolo de mândria noastră ca să intrăm în fortăreața care este
Iisus Hristos. Dumnezeu este eliberatorul meu, spune David. Și suntem liberi în măsura în care Dumnezeu ne-a eliberat. În măsura în care l-am lăsat pe Dumnezeu să ne elibereze. Celebrăm libertatea noastră în măsura în care l-am lăsat pe Dumnezeu să ne elibereze și am cerut ajutorul. Scriptura ne prezintă un Dumnezeu care vrea să ne elibereze de dușmanii din afara noastră, de dușmanii din noi. David ar fi putut să enumere și să înceapă să vorbească despre Saul, despre Absalom, despre toți contestatarii lui din interiorul țării, despre dușmanii din afara țării, toți oamenii care au stat împotrivă. Dar avea și el dușman ca și noi, înăuntru nostru, firea pământească, păcatul, diavolul care pândea și pe el, și pe noi, și vrea să ne cucerească. Care sunt lanțurile pe care Dumnezeu le-a rupt din viața ta? În ce mod el a fost eliberatorul tău? În ce mod fiecare dintre noi poate spune, Dumnezeu este eliberatorul meu? Libertatea după care tânjește sufletul nostru e să scăpăm de păcat. De păcat ca povară, de păcat ca lanț. Diavolul este un stăpân de sclavi și ne ține legați prin păcatele noastre și prin frica de moarte. Și doar Hristos ne poate libera de aceste lanțuri. Sunt lanțuri mai puternice decât voința noastră. De aceea avem nevoie de un eliberator. Avem nevoie de Iisus Hristos. Și fiecare creștin ar trebui să mărturisească moduri în care Iisus este liberatorul meu. A făcut pentru mine ceea ce nimeni, nici eu, nici oamenii, n-au putut să facă pentru mine. Dar după ce ne eliberează, sau de fiecare dată când ne eliberează, Hristos nu ne lasă să ne descurcăm singuri, pentru că rezultatul ar fi același. Imediat am devenit robi aceluiași păcat sau ai al altui păcat. Și David spune, Dumnezeu este scutul meu, cel care mă protejează în permanență. Cel care mă protejează. Și suntem sub protecția lui Dumnezeu. Cu toate vulnerabilitățile pe care le recunoaștem și le ducem sub paza lui și îi spunem, te rog, ajută-mă tu, protejează-mă tu în acest domeniu. Să facem din Dumnezeu scutul nostru înseamnă să rămânem în dependență de puterea lui, de protecția lui. Nu înseamnă să ne oprim, să nu mai luptăm, dimpotrivă, scutul este o parte de armură. Înseamnă să luptăm cu toată puterea noastră, dar nu pentru noi, nu pentru onoarea noastră, ci pentru Dumnezeu și pentru împărăția Lui, pentru slava Lui. Și de multe ori când am citit psalmii lui David, m-am gândit la faptul că și-a adus aminte de ce a promis Dumnezeu lui Avram. Avram, nu te teme, eu sunt scutul tău, eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Și era o cântare care spune, Doamne, fă-mi și mie așa, pentru că asta se întâmplă atunci când credem în același Dumnezeu. Auzim ce a făcut Dumnezeu altui credincios și spune, Doamne, fă-mi și mie ce ai făcut lui. Poți să faci același lucru, să fii scutul meu. Dumnezeu este locul meu de scăpare, spune David. Și are un întreg psalm, psalmul 59, care detalează ce înseamnă să faci din Dumnezeu locul tău de scăpare. Înseamnă să ne rugăm. Înseamnă să ne evaluăm viața înaintea lui Dumnezeu, să cerem lui Dumnezeu să lupte cu dușmanii noștri, să ne încredem nu în Dumnezeul pe care ni l-am imaginat noi, pe care l-am creat noi, ci în Dumnezeul care ni s-a descoperit în Scriptură, în El să ne încredem. Și de fiecare dată când ne temem, de fiecare dată când suntem slabi, chiar dacă e același lucru, de 10 ori, de 100 de ori, ne întoarcem la Dumnezeu, la locul nostru de scăpare. După ce și-a adus aminte prin cea mai densă descriere a lui Dumnezeu din psalm, cine este Dumnezeu? David trage o concluzie, este singurul demn de laudă. În ce am trăit eu până acum, în cum l-am descoperit eu pe Dumnezeu până acum, spune David, pot să spun că El este singurul demn de laudă. Dumnezeu este demn de laudă. Și apoi el începe să-și desfășoare psalmul înaintea noastră. Domnul mi-a fost sprijin, spune el. Și această afirmație rezumă toate problemele prin care el a trecut. Și n-au fost fleacuri, n-au fost jocuri de copii, ci au fost amenințări cu moartea. În mod repetat, a fost vânat,
și amenințat cu moartea. Legăturile locuinței morților mă înconjurase, răspune el. Mă prinseseră lațurile morții, dar în cazul meu l-am chemat pe Domnul, am strigat după ajutor către Dumnezeul meu. El mi-a ascultat glasul din templul său și strigătul meu după ajutor a ajuns înaintea lui, la urechile lui. Și rugăciunile ne dau încredere. Răspunsurile ne încurajează să-i cerem din nou ajutorul lui Dumnezeu. Și spune David, calea lui desăvârșită, calea lui desăvârșită, calea pe care el ne cheamă, e desăvârșită. Și aici e de obicei pasajul în care ne trezim la citirea psalmului sau reacționăm. Pentru că auzim ce spune David și ni se pare idealizat. Sau vorbește despre cele mai bune zile din viața lui sau cea mai bună zi din viața lui. Sau dacă știe și recunoaște, e conștient de ce a făcut în viață, spune că e arogant să se descrie prin următoarele cuvinte. Domnul mi-a răsplătit potrivit cu dreptatea mea. Mi-a făcut după curăția mâinilor mele, fiindcă am păzit căile Domnului și nu m-am făcut vinovat față de Dumnezeul meu. David știa ce a făcut cu Bașeba, știa toate păcatele, consecințele care au urmat din acest episod și cunoștea toate păcatele mai bine decât le știm noi. Cu siguranță, în viața lui, erau păcate care nu sunt menționate în cărțile istorice și el știe, le știa. Și noi nu știm despre ele. Dar el mai știa că singura dreptate pe care a avut-o vreodată, care contează, este dreptatea pe care Dumnezeu i-a dat-o, pe care i-a împrumutat-o prin credință. Și cu această dreptate se laudă David. El știe că iertarea lui Dumnezeu e reală, că dreptatea în care Dumnezeu ne îmbracă e reală. El a găsit calea spre mila lui Dumnezeu și are curajul, are bucuria să o arate și altora. Și doar așa ne putem închina împreună. Dacă nu arătăm cu degetul spre noi, spre cei mai buni dintre noi, cei mai importanți dintre noi, ci arătăm cu degetul spre Dumnezeu, spre Cel care ne-a eliberat de păcat. Dietrich Bonhoeffer spune că părtășia adevărată e posibilă doar atunci când cad măștile de pe fața fratelui și de pe fața noastră. Doar atunci ne putem închina cu adevărat împreună. Și el spune, nu este oare tocmai momentul marii dezamăgiri cu privire la fratele meu, nespus de benefic pentru mine? Fiindcă mi-aduc aminte că niciunul dintre noi nu putem trăi prin propriile cuvinte și fapte, ci numai prin cuvântul și fapta care ne unește cu adevărat, și anume iertarea păcatelor prin Iisus Hristos. Când se risipește ceața iluziilor, răsare lumina părtășiei. Ceața iluziilor cu privire la mine și ceața iluziilor cu privire la frații mei. Atunci răsare lumina părtășiei autentice. Când știm cine suntem în Hristos, nu când știm cine suntem prin forțele proprii. Secolul XVII a trăit un om, Richard Sibbes, cei care l-au auzit predicând îl numeau doctorul ceresc, datorită modului lui de a predica și subiectelor pe care le alegea. Și după ce a murit s-au publicat lucrările lui sau cărțile lui. Și pe parcursul istoriei până azi, cărțile pe care el le-a scris a devenit un balsam pe rănile sufletelor creștinilor, pentru mulți creștini răniți. Și el are o carte în care vorbește despre lucrarea lui Hristos anunțată de profetul Isaia, trestea frântă. Și el vorbește din următoarea perspectivă. Duhurile neevlavioase, care nu cunosc căile lui Dumnezeu de a-și duce copiii în cer, îi critică pe creștinii cu inima zdrobită, ca fiind oameni mizerabili, în timp ce Dumnezeu face o lucrare bună, plină de har cu ei. Nu e ușor, spune el, să duci un om din starea lui firească la har și din har la slavă. Nu e ușor, de ce? Pentru că atât de nesupuse și de neînduplecate sunt inimile noastre. Dar Dumnezeu face o lucrare bună și de har în inima oamenilor cu duhul zdrobit, în cei care sunt
sau să recunosc în prezența Lui ca o trestie frântă. Și asta spune și David. Dumnezeu e Cel care îmi dă putere. Mărit să fie Dumnezeul mării, Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeu îmi dă putere. Mărit să fie Dumnezeul mântuirii mele. Și psalmul se încheie pe aceeași notă din introducere. E o izbucnire de laudă la adresa lui Dumnezeu. De ce? Indiferent ce am ține minte despre David, din viața lui, din cărțile istorice, el începe și termină cu Dumnezeul lui. Și el asta vrea să ține minte. Cine-i Dumnezeul care a fost alături în fiecare pas din viață? În fiecare zi din viața lui. David, m-am gândit săptămâna asta, e omul care a scris o grămadă de psalmi. Și unii pentru ocazii foarte specifice. Psalm pentru dedicarea casei, pentru consacrarea templului. A scris psalm pentru pelerinași, când credincioșii veneau la Ierusalim să se închine. Mai mulți psalmi pe această temă. A fost foarte atent la detalii. A trasat linia melodică pentru mulți psalmi. A menționat inclusiv instrumentele care trebuie folosite în interpretarea psalmului. A numit dirijori, cântăreți, instrumentiști. A pregătit materialele pentru templu, planurile pentru templu, bani pentru plata constructorilor. O grămadă de detalii. S-a gândit la o grămadă de detalii și le-a pregătit, le-a anticipat. Dar citind acest psalm m-am întrebat, oare David a scris vreo rugăciune, vreo cântare, vreun psalm? Și pentru ziua mormântării lui? Oare să fie psalmul 18, cântarea care trebuia să fie rostită în ziua mormântării regelui? Nu știm. Scriptura nu ne spune. Dar au fost o mulțime de credincioși care și-au pregătit în detaliu ziua înmormântării, în cele mai mici detalii. Dar în această cântare, în această rugăciune, vedem cum Dumnezeu a folosit toate evenimentele din viața lui David, și cele bune și cele rele, și bogăția și sărăcia, și lipsurile și belșugul, și falimentele și biruințele. Toate lucrurile astea au devenit unelte, instrumente în atelierul lui Dumnezeu. Și în urmă, prin toate aceste împrejurări ciudate, Dumnezeu l-a modelat pe David. Și evaluându-și viața, privind de la sfârșitul vieții, David ne spune, Dumnezeu e comoara de la sfârșitul vieții mele. Dar el ne spune ceva mai mult. E aceeași comoară de la fiecare pas, în fiecare zi a vieții mele. Dumnezeu e cea mai mare comoară pe care o avem în locul în care suntem astăzi. Cea mai mare comoară este Dumnezeu însuși. Și psalmul 18 ne invite să mergem pe urmele Dumnezeului lui David până la capătul vieții. Cu nădejdea că la sfârșit fiecare dintre noi ne putem întoarce să spunem Domnul a fost cu mine. Domnul e puterea mea, Domnul e stânca mea, Domnul e fortăreața mea. Așa l-am cunoscut pe Dumnezeu. Mărit să fie Domnul, El este demn de laudă. Dar ne oferă o nădejde și mai mare. Că ne putem uita la cei dragi, la cei din jurul nostru, cu nădejdea că i-am încurajat să privească spre Dumnezeu. Și numai prin harul lui Dumnezeu putem fi o încurajare pentru alții. Dar până atunci, mărturia lui David ne invită să ne întrebăm și gândiți-vă la aceste întrebări pentru timpul din ieșirea bisericii, pentru timpul de discuții și timpul de rugăciune. Cine e Dumnezeu pentru tine? Cine este Dumnezeu pentru tine? În ce momente l-ai descoperit, l-ai cunoscut cel mai bine până acum în viața ta? Ce rol joacă rugăciunea în viața ta? Cât de importantă, cât de prezentă este rugăciunea în viața ta? La ce fel de rugăciuni ți-a răspuns Dumnezeu? Cum ți-a răspuns la acele rugăciuni? Care a fost secretul din spatele celor mai mari biruințe din viața ta? Ce moștenire ai vrea să lași în urma ta? Și o întrebare pe care n-aș vrea să o las fără răspuns pentru mine este cea mai importantă din psalmi. Cum îl descoperim pe Iisus? Cum îl descoperim pe Domnul Iisus în psalmul 18? În fiecare secțiune a psalmului 18 găsim afirmații care merg dincolo de viața lui David. Sunt prea mari pentru viața lui David. Sunt haine de adult puse pe un copil, chiar dacă este la sfârșitul vieții. Și David spune, Te iubesc, Doamne, puterea mea, și el îl laudă pe Dumnezeu. Singurul rege, singurul om
care a trăit printre noi și care în fiecare zi al vieții Lui L-a înălțat, L-a glorificat pe Dumnezeu, fără să-L disprețuiască niciun fel, și L-a înălțat în fiecare zi, a fost Iisus Hristos. David spune, Domnul mi-a fost sprijin, și El vorbește de legăturile morții. Cel care a fost apucat de legăturile morții, dar spune Apostolul Petru, n-a fost cu putință să fie ținut de legăturile morții. Este Iisus Hristos. Dumnezeu L-a dezlegat de legăturile, de durerile morții. David spune, calea lui Dumnezeu este desăvârșită și așa e. Dar fiecare știm cum sunt pașii noștri pe calea desăvârșită a lui Dumnezeu. David știa cum sunt pașii lui. Singurul care umbla pe calea desăvârșită a lui Dumnezeu, ispitit în toate felurile ca și noi, dar fără păcat, este Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. David spune, Dumnezeu este Cel care îmi dă putere, și El vorbește despre luptele Lui, despre dușmanii Lui. Cel care are toată puterea, toată autoritatea în cer și pe pământ, ne spune după înviere, Eu sunt, veniți după mine, este Iisus Hristos. David ne cheamă să-L lăudăm pe Dumnezeu, ne spune că Dumnezeu este demn de laudă. Dar singurul care face posibilă intrarea noastră în prezența lui Dumnezeu, care ne adună, care ne unește ca împreună să-L putem lăuda pe Dumnezeu, este Iisus Hristos, ca să aducem gloria pe care El o merită. Cum ne ajută Iisus să împlinim acest psalm? Adică să trăim arătând că Dumnezeul nostru este singurul demn de laudă. David e un model bun. Rugăciunile lui sunt o moștenire foarte valoroasă. De aceea Dumnezeu le-a lăsat în Scriptură. Pentru poporul lui, pentru biserică, pentru toată istoria. Sunt un model foarte bun. Model foarte bun. Să la fel ca fiecare dintre noi, David a avut nevoie de harul lui Dumnezeu. Și David se prezintă în antetul psalmului ca un slujitor. Robul Domnului. Ăsta sunt eu în esență, spune David. Robul Domnului. Apostolul Pavel ia această descriere și ultimul verset al psalmului, în Romani 15. Și acolo el are o serie de 4 afirmații pe care le citează din Vechiul Testament, afirmații profetice, ca să ne vorbească despre robul Domnului Iisus Hristos. Cel care a venit să mântuiască evreii și neamurile și să ne unească și să ne aducă împreună în închinare, în laudă la adresa lui Dumnezeu. Și prima profeție citată din acea listă de 4 este Psalmul 18:49. Iată ce spune Pavel. Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă dea aceleași gânduri unii față de alții, după exemplul lui Iisus Hristos, pentru ca într-un singur gând și cu un singur glas să-L glorificați pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. La asta ne cheamă și David, în psalmul lui, demn este Domnul de lauda noastră. Așadar, primiți-vă bine unii pe alții, așa cum v-a primit și Hristos pe voi, spre gloria lui Dumnezeu. Căci vă spun, Hristos a devenit slujitor, robul Domnului, slujitor al circumciziei, pentru ca adevărul lui Dumnezeu să confirme promisiunile făcute patriarhilor, astfel încât națiunile să-L glorifice pe Dumnezeu pentru mila Lui, pentru îndurarea Lui, așa cum este scris în Psalmul 18. De aceea te voi mărturisi printre națiuni și voi cânta laudă numelui Tău. Voi cânta laudă numelui Tău. Iisus este Regele care s-a dat pentru noi, ca noi să fim una, să fim parte din împărăția Lui. Să-L putem lăuda pe Dumnezeu Cel care este vrednic de toată lauda. Și atât un gând din acest pasaj, care cred că se potrivește foarte bine pentru ieșirea bisericii. Primiți-vă bine unii pe alții. Gândiți-vă la asta în dreptul fiecarei persoane pe care o întâlniți la Mărișele. Primiți-vă bine unii pe alții, așa cum v-a primit și pe voi Hristos, spre gloria lui Dumnezeu. Așa să vă întâmpinați, așa să vă primiți unii pe alții, cum v-a primit și pe voi Hristos, spre gloria lui Dumnezeu. Și vreau să vă invit să facem acest lucru acum. În ce mod? Ne împărțim în grupuri de 2, 3, 4 persoane.
Ne salutăm și apoi să ne rugăm împreună. Și pentru ce să ne rugăm? Pentru ceea ce ne-a învățat David. Să ne aducem aminte în ce mod, în ce moment, în ce zi din viața noastră Dumnezeu a fost puterea mea. L-am descoperit în acest mod. Sau stânga mea, sau fortăreața mea, sau eliberatorul meu, scutul meu, locul meu de scăpare. Și toate astea se adună în concluzia lui David. Domnul este demn de lauda mea. Domnul este demn de lauda noastră.